Cea de-a cincea ediție Festivalului de Teatru Contemporan pentru Tineret, Acting, se desfășoară în Baia Mare între 23 și 25 martie și este organizat de Clubul Rotary Baia Mare. Acesta beneficiază de colaborarea Facultății de Teatru și Televiziune Cluj-Napoca. Acting este cel mai important festival pentru liceenii din regiune și reunește peste 100 de tineri din 8 orașe: Mangalia, Panciu, Arad, Huedin, Cluj-Napoca, Deș, Sighetu Marmației și Baia Mare. Ediția din acest an deja se arată una mult mai bogată în spectacole decât cele anterioare. Este important și pentru orașul Baia Mare că există această bucurie a primirii liceenilor din toată țara, dar este important și pentru facultatea noastră, pentru că poate să fie partener și să vadă 13 spectacole lucrate. Deschiderea festivalului a avut loc în această după-amiază la Teatrul Municipal Baia Mare. Festivalul are în acest moment niște mari reușite, și anume că participanții care au luat aici premii au devenit studenți ai Facultății de Teatru și Televiziune din Cluj, dar eu cred că și ai altor facultăți de teatru sau altor universități din România. De-a lungul celor 3 zile vor fi organizate și ateliere susținute de reprezentanții Facultății de Teatru și Televiziune Cluj-Napoca. Concurenții vor lupta și pentru premiile puse în joc de organizatori. Spectacolele vor avea loc în sala Teatrului de Păpuși din Baia Mare, iar intrarea este liberă.